Iată, dragilor, banda stupinul și cățelușii așteaptă când răbdare să le dau să mănânce. Numărul lor a crescut. Rex bea apă. Mama cățelușilor ăștia mai mici este asta. Tatăl lor este cel negru. De ce ai făcut așa? O zis, eu sunt la rând. Da, fica ei o vrut să meargă să bea apă. Și eu spun, nu, eu. Există o ordine precisă, nu se discută aici. Acum ei sunt nerăbdători să încep să le dau mâncare, că altfel nu m-am, cum spun, liniște. Nu-i corect, nu am cum să plec de aici lângă ei. Așa, a băut ea. Acum lasă-și pe ei, lasă-și pe ea. Numai ea, după ce vedeți, Rex a băut cățelușa mama și acum să le dăm mâncare. Iată-l pe unul dintre ei, din cei trei, cu piciorul rupt. S-a întâmplat, nu știu, nu-mi dau seama ce și cum, în ce împrejoare. Așteaptă și el flămând, bietul de el. Hai să vedem acum. Începând de aici, începem să le împrăștem mâncare, ca asta să... Rex le spune, deci niciunul, eu întâi. Hai că pentru toată lumea este. Da? Pentru toți. La mâncare, mama, dacă cumva vede că unul din ei s-a apropiat prea mult, iată și cel cu piciorușul rupt, sare și el într-o parte în alta ca să nu cumva să-i supere pe ceilalți. El știe că nu are forță, nici se fugă din fața celor care îl atacă, a frățiorilor. Celor mari, da, i-am liniștit acum, mănânc așa frumos, ei mi-asigur un confort extraordinar, pentru că noaptea, dacă eu aș veni, nu m-ar ierta nici pe mine, deci până când se mă cunoască, te atacă, nu discut. Cu ăștia mici, gălăgie mare, ce se produce aici, nu vă povestesc. Așa că merge din plin, cei mai buni prieteni ai mei sunt aceștia acum, în clipa asta. Da? Deci iată și pe cel cu piciorul rupt, mănâncă și el așa cum poate. Se sperie betul de el. Cu emoții pe lângă șlalți, că e teamă ca nu cumva să... A, secvența am văzut-o când, acum piciorul și gânflat, acolo i-l-a rupt de la genunchi, acolo, nu-mi dau seama, vreo 3 zile este așa. Ceilalți veneau lângă el, el stătea și plângea, dar plângea așa de durere, de nu mai știa ce-i cu el, și veneau lângă el, încercau să-l mângâie, să-i aline durerea într-un fel, îl pupau, el se uita și le spunea să nu mă atingeți, să nu mă atingeți, că e foarte greu, e dureros, abia stau. Da. Așadar, am făcut lucrul acesta important, am venit și am venit și acum mergem să facem o lecție de matematică, pentru că ia, mănâncă, bea și ea. Mama nu i-o lăsase mai devreme, avea ea întâietate. Cum a venit și bea liniștită. Cred că trebuie să mai pun niște apă o îndată. Spuneam că o să facem o lecție de matematică, pentru că am citit un... Am să urcă mașină, să las așa. Am citit un comentariu a unei domnișoare, doamne profesoare, care îmi spunea așa, domnule profesor, ce bine că existați, prin mai, cred că a scris-o, da.
a scris el ăsta. Ce vrea că existați? Eu sunt profesor de matematică, am dat definitivatul și nu vă dați seama ce mare bucurie ne produce nouă elevi, studenți, profesori. Toți ne clarificăm informațiile pe care le deținem așa, parcă trunchiate, nu le avem clare. Odată ce intrăm pe lecțiile dumneavoastră, totul este clar, ca la lumina zilei. M-am bucurat că le sunt de mare folos și iată acum încercăm să mai facem o lecție. Am pornit setul ăsta de lecții la clasa 0. Îți mulțumesc, Cristi, pentru că ai grupat lecțiile acestea. Asta și mă obligă în același timp, pentru că este important. Iată încă un lucru interesant. Faptul că prigoarele ne dau mare bătaie de cap. Am fixat aceste vulturi, cap de vulturi, baloane speciale aduse de americani. Da? De ce mi le-au adus? Și le-am pus așa de strajă, baloanele și le-am pus de strajă. Ei sunt parcă niște în cap de vulture cu ochi de jur împrejur. Nu am spus că este eficiență maximă, dar cât de cât ceva se simte. Pentru că aici este o zonă cu foarte multe păsări de acestea care mănâncă o singură pasăre până la 70-80 de albinuțe. Deci este cumplit. Vin stoluri, pur și simplu. Este o zonă nisipoasă, cuibăresc aici, acum puii s-au maturizat, au nevoie de hrană și este cumplit. Da, să sperăm că reușim. Așadar, îmbinăm matematica cu apicultura, sperăm să facem un lucru din ce în ce mai interesant. Și vouă să vă produc bucuria aceea pe care o așteptați de a vă clarifica lucrurile. Așa că n-am mai avut în cursul săptămânii timp să fac o lecție, astăzi fiind duminică, am gândit că ce ar fi să ajung la stupină, pentru că aici am tabla, dragilor, da? Deci aici am tabla, acolo unde am făcut lecțiile, spațiul acela, respectiv mi-a spus că vrea să vândă spațiu și fiindcă nu mai puteam face, nici n-am avut timp, haideți să vă spun ce e dreaptă, n-am avut timp să caut un alt spațiu, până la urmă va trebui să caut, nici nu cape discuții, dar să vedem când, cum și în ce fel voi reuși. Pentru că începe școala, trebuie să fac acest lucru. De aceea am ajuns acum la stupină și de aceea îmi pregătesc acum cu o mână, iată, trepiedul, ca să pot, nu aș mai face, aș face filmulețe dintr-o singură bucată, ca să nu mai dau de lucru lui Cristi să urmeze lipirea lor și nu știu ce, nu știu cum. Așa, Cristi, vreau să fac bucăți de până la 40 de minute, așa, și să sper că îți vine mai ușor ca să lansez filmele pe YouTube. Da, deci ăsta e motivul pentru care am ajuns aici și ăsta e motivul pentru care n-am mai trebuie să-l desfac un pic mai mult. Operația care trebuie să o fac este asta de încadrare bine a tablei. Am pus și ochelare ca să văd exact ce se află acolo. Și în clipa în care o încadrez, urmează să și fac zoom pentru a aduce cât mai aproape, ca să voi să vedeți bine conținutul și să nu se mai vadă partea asta dinspre exterior cu dărăpânătura asta de graj. Este cam asta să fie, să zicem. Așa. Da, iată că am reușit să poziționăm.
Acum să ne căutăm și buzetele. Să vedem cum buzetele au pe care am pe aici. Și cum vă spuneam, am îndrăznit să mă apropii de zona asta atât de interesantă a clasei 0, este așa cum a intitulat șirul de lecții de la clasa 0, seria de lecții la clasa 0. Așadar, încerc să mi-asum acum răspunderea, dacă tot am pornit, să reușesc să fac un lucru de calitate, încât învățătorii, părinții, bunicii, cei care sunt cu sufletul la gură, pentru că începe din toamnă clasa 0, da? Și atunci, aici, trebuie să se concentrează maxim. Nu există mai mare investiție, mai de valoare decât șansa de a-ți putea ajuta cu multă grijă copiii, pentru ca ei să pornească, să-și capete încredere, să înceapă să gândească frumos, să iau imaginație bogată. Dar haideți, nu ne lungim prea mult cu vorba. Am făcut ceva 6 și 7 și v-am lăsat vouă ca temă 8, 9 și 10. Acum, mergând pe drum, mi-am gândit să fac, fiindcă sunt mai multe probleme de rezolvat în fiecare, la fiecare cifră, mă gândesc să fac câte o tablă pentru cifra 8, ștergem tot, 9, ștergem tot și 10. Ăsta va fi proiectul. Și aș vrea, nu știu cum se va întâmpla, like și share-ul să dați între, să dați între voi, încât pe tabletele copiilor voștri, așa cum se întâmplă acum la Ana și la, la Maria, nepoțelele mele, pe tablete se află povestea cifrelor, da? Filmulețele. Și vă uitați la desene, dragilor, așa părinții pot să spune, dacă faceți o fișă cu cifra 8, cu cifra 9, cu cifra 10. Iată cam ce ar trebui să le cereți voi, să facă cu urmării filmulețul, Profile Online, să facă câte o pagină, nu pe toate cifrele odată, ci pe rând. Hai să spun o fișă, iată cu cifra 8. Da? Pornim la treabă, ca să nu lungim vorba prea mult. Așa că ne propunem să facem lecția 4, lecția 5 de acum, da? Din șirul lecțiilor respective. Lecția 5. Începem să ne ordonăm ideile, pentru că vrem chiar să fie de maximă importanță, de să le fie de folos cu adevărat tuturor celor care au nevoie acum. Acum. Povestea cifrelor continuă seria aceasta. Și acum ne ocupăm de cifra, hai să spunem, cifra 8, da? Parcă așa am văzut. Cifra 8. Hai să punem aici. Deci, povestea cifrelor continuă și cifra 8. 8. Da? Cifra 8 o încadrăm foarte, foarte important să vedem ce putem povesti despre cifra 8. Tot, absolut tot. O să vedeți că lărgim discuția. Interesant va fi când îndată veți urmări ce mi-am propus eu să fac. Ea a rămas ca temă pentru voi acasă. Sper că ați făcut-o voi. Iată, din perspectiva proful online, cum trebuie abordat. Deci, cifra 8, dragilor, o să punem aici, nu? 8-ul, care înseamnă ce? 8-ul, insistăm să fie făcut de cifra cât se poate de corect. Nu așa cum am făcut-o eu, am făcut-o un pic, să spunem, din fugă, să fie perfect. Rotundul, perfect rotund. Deci, acum e perioada când se poate așeza un scris cum, cât de, se poate de corect, de calitate. Deci, în afară de faptul că urmărim conținutul științific, da? Al noțiunilor care le dăm, ne interesa și calitatea scrisului. Așa, cifra 8, cum am și văzut, o încadrăm așa. Și o să spunem că înseamnă ce? Cum am făcut mai înainte, nu mai știu, nu le-am pus pe toate acelea, dar parcă aici am iau pătratele. Deci 8 pătrate. Ce înseamnă un pătrat? Toate laturile egale, da? Este important să insistați ca el să deseneze cele 4, cele 8, cu fiecare din ele
câte patru lacuri, dar egale. Este important ca să înțeleagă, cu ocazia asta, mintea lui se așează și în ce înseamnă noțiunea de pătrat. Exersând, iată, de atâtea ori și desenând pătratul, este lucru 2, 4, 6, fiindcă numai în cap, n-am fost prea bine organizat aici, mi-a lăsat mai mult spațiu acolo, o să vedeți de ce. 4, două le pun dedesubt. Da. Două le pun dedesubt. Și iată că am făcut pentru cifra 8, cele, spuneam că să fim foarte riguroși, păi chiar cu mine trebuie să înceapă treaba asta, da? Asta înseamnă cele 8, nu? 6 și încă 2, 8. De asemenea, aici puneam parcă triunghiurile, da? Cele ce înseamnă triunghiul. Acesta, dragilor, vreau să vă spun că este nu, vorba de un triunghi în care toate laturile sunt egale, se numește triunghi echilateral. Egale toate laturile. Da? Triunghi echilateral. Încă ceva pus acolo în mintea lor. O să repetăm de multe ori. Triunghi echilateral. Da? Toate laturile egale. 2, 4, 6... Și cum am făcut și din pace, pun pe două dedesubt, din același motiv, pentru ca să economisesc spațiul, iată cu 8, sunt nevoit să mă încadrez cât de cât. Și aici am să pun liniuțe, hai să spunem, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 liniuțe. Iar în partea de jos se spun cerculețele. Pentru cerculețe îmi rămâne mai mult spațiu, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci, cifra 8 înseamnă, de fapt, se adresează, să spunem, unei mulțimi de obiecte, dar în număr de 8. Da? Fie 8 cerculețe, 8 triunghiuri, 8 liniuțe, 8 pătrate, 8 albinuțe, 8 stupi, 8 căței, 8 purcei și așa mai departe. Deci când spunem 8, noi trebuie să avem în mintea noastră reprezentantul a ceea ce înseamnă 8 obiecte, da? Iată, mai am o idee acum. Eu pot să gândesc și în felul următor. Iată, am să fac și așa. O dreaptă, ce înseamnă o dreaptă? Uitați ce am desenat eu cu o dreaptă, care poate fi dusă foarte mult și într-o parte și în alta. Pe dreapta asta, fixăm undeva pe 0, cifra 0, un punct, da? Și ne luăm o unitate de măsură, hai să spunem așa, un segment micuț, a cărui lungime, să spunem, pentru început, pentru copii pe caietul de matematică, se însemne lungimea împătrățel. Câte albinuțe îmi dă târcoale. Cred că nu vrea să mă lase. Vrea să particip la lecții cu înțepături, bineînțeles. Și acum, pentru cifra 1, ia uitați cum fac. Iau lungimea, o pun aici și spun că 1 înseamnă distanța asta de la 0 până la, de un singur segment. Iată că 1 acesta este, da? Deci, un, pentru cifra 1 a însemnat poziția asta, la o distanță de 1, da? De un singur segment. Pentru 2, merg în continuare cu încă un segment. Așa că de la 0 până aici am două segmente. Și iată, fac această precizare. Acum, pe caietelul vostru, ar fi două pătrățele. Ori merg încă unul și fac 3 pătrățele. Apoi 4 pătrățele. Apoi 5 pătrățele. 6. 7. 8. Și 9. Sigur că putem continua. Dar ne oprim la aceste 9, că noi vorbim despre cele 9 cifre. Da? Despre 9 cifre. Iată că
În momentul în care am făcut pe 8 bunoare, 8 înseamnă 8 pătrățele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 spațiile acestea. Când am făcut pe... Deci 8 reprezintă relor. 8 ce reprezintă? 8 bastonașele acestea. 8 liniuțe așa. 8 triunghiuri. Echilaterale, cum am spus. 8 cerculețe. 8 pătrate. Sau 8 segmente puse așa, una în alta, pe o dreaptă, undeva este zero. Aici am prezentat toate cifrele. Foarte tare asta. Da? Deci pe o dreaptă undeva punem pe zero și pe urmă, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Foarte important. Ochiul începe să participe la toată discuția noastră. Da? Deci vizual. Vrem să... Nu abstract. Stimați colegi, învățători, ce trebuie să vă spun? Că 3 și 4, 7 și 8, toate cifrele acestea, dacă nu sunt încărcate cu conținutul acesta, că reprezintă numărul de obiecte că se adresează, nu reușim să facem lucrurile cum trebuie mai târziu. Deci aici pierdem suficient timp. 8 copii. Da? Punem în bănci acolo 8 copii, 7 copii. Cifra respectivă. 5 creioane, 7... Deci încărcăm cu conținut concret cifrele. Asta este esențial. Și acum, aici în dreapta și în partea de sus, am să încep o discuție cât se poate de interesantă. Iată ce anume, dragi. Am să spun așa, că ce să desenez eu? Cerculețele, așa zic. Un singur cerculeț. Haide să fac așa, ca să nu să rămână spațiu suficient. Da? Așa să fac. Cu cerculețe, da? Să lucrăm. Sau cu pătrate, cum ziceți voi? Cu triunghiuri. Cercuri să faci mai repede. Hai. Deci, un singur cerculeț plus alte 7 cerculețe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Este egal cu 8 cerculețe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cerculețe. Deci ăsta de aici, ăsta de aici, să-l punctăm așa, s-a lipit aici. Și în felul ăsta, cele 7 au fost îmbogățite cu acesta, cu semnul ăsta de aici, și de aceea am făcut 8 cerculețe. Da? Deci vedeți, cele 7 de aici le-am scris împărată și cu ăsta din față, 8 cerculețe. Scriem asta așa. 1 plus 7 este egal cu 8. Matematic, prin simbolul. Deci în loc să desenez cerculețele, să fac chestia asta, sau triunghiuri sau pătrate, am găsit de convință să fac povestea asta prin simbolurile. 1, deci 1 și 7 egal cu cele 8. Da? 1 plus 7 egal cu 8. Dar și invers. 8 plus 1 fac 7 plus 1 fac tot 8. Deci tot aici foarte bine pot adăuga. De desubt am să spun, da? 7 plus 1 este egal cu 8. 7 plus 1, adică cele 7 la care pun pe 1, ori îl pun pe 1 la început, ori îl pun la sfârșit, tot 8 vor fi în total. Asta vreau să spun, da? Deci 1 plus 7 egal cu 8 și 7 plus 1 egal cu 8. Acum e noutatea. 8 scăzut 1, adică din toate cele 8, dacă îl pun degetul pe 1, rămân 7. Adică ce se întâmplă? Din cele două componente care au fost adunate, din totalul lor, dacă scad pe 1,
rămâne partea asta. Deci 8 din 8 scăzut pe 1 egal 7. Da? Egal 7. Deci din cele 8 am scăzut pe 1, l-am dat deoparte și rămân 7. Ca și Martin, într-un cotet sunt 8 găini. Vine vulpe, albinul ți-l las, îți fac lecție. Te rog frumos. Nu ești de acord. Bine. Trebuie să-mi pun masca. 8 minus 1 egal cu 7, da? Deci vine vulpea și mănâncă una, rămân 7. Categoric, mai puține. De acord. Tot din 8. Dacă îl scădem pe 7, deci din total pe 7, va face 1. Adică din cele două componente care au dat pe 8, dacă îl scădem pe 1, rămâne partea asta. Iar dacă scădem tot din total partea asta toată, rămâne 1. Foarte important. Deci, 8-ul. Cu degețelele, cel mai rapid avem așa. 8-ul este format din 5. Ia să punem piața aici frumos. 8-ul e format din 5 și plus 3. Să ajungem și acum. Și acum, dacă vreți să numărăm 5, știți foarte bine, 6, 7, 8. Și dacă dăm deoparte pe 1, rămân 7. Iar dacă le dăm pe cele 7, 5 și cu 2, rămâne 1. Vedeți? Foarte clar. Mergem mai departe. 2, 2 cerculețe, plus 6 cerculețe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este egal. Da? Atenție, la același nivel. Aici insistați foarte mult. Eu trebuie să fiu modelul, dacă mi-am asumat chestia asta, trebuie să fiu eu cel care să insist acum. Nu un cerculeț mai mare, nu mai mic. În pătrățele, căutăm să umplem tot pătrățelul, ca să fie toate la același nivel. Hai, bine să lasă, te rog frumos. Deci, 2 și cu 6 este egal. Cele două le punem mai întâi. Le punem așa semnul ăsta, două, l-am pus aici. Și pe mâine punem și celelalte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? 6. Cât sunt în total? Ia vedeți. În total sunt 8. Da? 2 și cu 6 egal cu 8. Scriem acest lucru folosind simbolurile, cât de ușor ne este. Cât de ușor dacă înțeles că 2 se reprezintă cu simbolul 2, nu? Cele două cerculețe cu 2, cele 6 cu cifra 6. Și acum zicem, traducem, 2 plus 6 este egal cu 8. Participă la lecție, Albinuța, participă la lecție și ea șoptește. Cum trebuie să mă descurc? Da? Să fiu foarte atent. N-am voie să fac mișcările bruște. Imediat mă sancționează. Da. 2 plus 6 egal cu 8. Și foarte bine 6, adică mai întâi 6, le punem pe 6 și punem 2 la sfârșit. 6 plus 2 face tot 8. Dragilor, acum, cum ați văzut, din 8, dacă scad pe 2, din 8, dacă scad pe ăsta 2, rămâne ăsta 6, da? Deci 8 scăzut 2 este egal cu 6. Adică din cei doi factori care au, doi care au dat pe 8, l-a scăzut pe 6 și nu a rămas el altul 2. Tot din 8. Dacă scădem pe 6, pardon, 8 minus 6, ce am zis aici, da? Și 8 minus 6, corect. Uitați, ce trebuie să fii foarte concentrat. E formidabil de interesant. Vedeți, dacă noi, maturii, nu trebuie să ne lăsăm mintea deoparte, ci să ne gândim la lecții concret, cu atât mai mult ei. Și nu căutați să ajungeți la automatisme 12 cu 6 face 8, 12 cu 6, repete din mai multe ori, 12 cu 6 face 8, 12 cu 6. Pentru că este partea mecanicistă a gândirii. Iar eu am să apelez la partea asta numai când am nevoie. Însă datorită repetiției se instalează stereotipul ăsta dinamic perfect la momentul potrivit. Da? Fără ca el să facă efortul ăsta
să zică de nu știu câte ori chestia asta. Dacă pe foaie el va face asta, fișa asta, cifre 8, din mai multe ori, vă veți trezi că, având căștile în urechi, cu prof online sau urmărind filmulețul și cu foaia acolo, oprește, scrie și el, veți vedea că nu mai are nevoie să mai pornească tableta sau calculatorul să urmărească mai departe, ci el știe să facă. Când o face fără fișa, o face fără să mai deschidă calculatorul, este semn că a înțeles bine cifra 8. Da? Continuăm. 8 minus 2 egal cu 8 minus 6 egal cu 2. Partea aceea. Iată că am discutat destul de atent și partea asta cu cine? 2 și cu 6 egal cu 8. 1 și cu 7 face 8. Și dacă scădem una din componente din total, din 8, rămâne cealaltă. Să vedem acum, mergem mai departe și să gândim la cine? La 3. 3 plus 5. Practic tot scade. A fost 7, am luat una și am pus-o aici. Acum 6, mai iau una și mai trece și jos. Și vom avea acum 3. 1, 2, 3. Da? 3. Plus 5. Arana spunea, am descoperit șmecheria, bubule, că scade unul, crește celălalt. Scade unul, crește celălalt. O vedeți în film. Asta era șmecheria care înțeles-o ea. Dar acolo am greșit, că am forțat mâna pe observația ei. Însă trebuia să mă joc așa. Că acum, ce încărcătură am? Pentru că aici văd și pe 3, dragilor. Deci când spun 3, trebuie să văd, iată că eu vin și cu simbolul 3, da? Cifra 3 în clipa asta. De ce e foarte important? 3. Așa. Plus 5, un cerculeț, 2, 3, 4, 5. Ei, știți de ce fac asta? Pentru că eu sunt convins 100%, că învățătorii, părinții și bunicii încep prin a face cum am procedat eu acolo cu Ana. Adică ard niște etape. Nu. Aici pierdem timpul cel mai mult, că aici este formidabil interesant. Aici lucrăm. Putem lucra, iată, la 8 o săptămână. Nu-i greșit. Cam și scăderea, dragilor. Deci ce fac eu acum este spectaculos. În afară de faptul că merg cu adunarea, fac și scăderea. Să înțelegi și fenomenul ăsta de scădere. Este super. Adunarea, scăderea trebuie făcută odată. Nu fac adunare și trebuie mă la scădere. Nu, odată. Așa, este egal cu câte cerculețe? Cu 8. 1, 2, 3. Cele 3 dinainte. Și la care pun 1, 2, 3, 4, 5, 5, da? Și cu 3, iată, sunt 8, le numărăm, sunt în total 8. Acum, simbolurile, adică cu cifrele cum facem? 3, vedeți cât e de clar, 3, da? 3, facem de 3 frumos, am zis. 3 plus 5 este egal cu 8. 3 plus 5 egal cu 8. Și acum voi pune cele două scăderi din total, din 8. Dacă scădem pe 3, obținem pe 5. Tot din 8, dacă scădem pe cine acum? Pe 5, rămâne 3. Iată din cap, deci clar lucrul. 3 plus 5 face 8 și 5 plus 3, se pune și asta, da? Și 5 plus 3 ne dă tot 8. Da? Tot 8 face. Ori 3 plus 5 egal cu 8, ori 5 plus 3 egal cu 8, este același lucru. Deci pot comuta, de putem schimba rolurile. Treci tu pe locul 1, treci pe locul 2, schimbăm între ele, că rezultatul este același. Vedeți și scăderea. Deci din 8 dacă scădem pe 3 îmi dă 5, din 8 dacă scădem pe 5 îmi dă 3. Bun. Și acum 4.
4 cerculețe, 4 cerculețe, 1, 2, 3, 4, plus 4 cerculețe, 2, 3, 4, este egal cu 8. Egal cu 8 cerculețe, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dragilor, trebuie să vă spun și asta. Deci, un alt comentariu îmi spune așa. Domnule profesor, sunteți haiduc. Procedați că exact ca un haiduc. Haiducii făceau așa. Noi avem în sânge chestia asta, haiducia. Că îi luau de la cei bogați și dădeau la cei săraci. De data asta luați la cel bogat, în speță dumneavoastră, informațiile și dați la cei mulți care, săraci în ghilimele, au nevoie de informația asta. Tot ăsta, cred că în comentariul acesta, printre ultimele comentarii, ce spune? Noi avem o șansă că avem limba română și sunteți dumneavoastră. Copiii noștri au șansa asta imensă. Dar v-ați gândit și la ideea de a traduce și în altă limbă, a dubla filmele acestea, că sunt de o valoare inestimabilă. V-ați gândit că sunt și alți săraci în alte limbi care ar avea nevoie de informația asta, în forma care o prezentați dumneavoastră? M-am gândit. Aștept cu nerăbdare ca să apară cineva, eu îi dau mâine acceptul și să traducă în limba în care îi dorește el. Astăzi am trăit o bucurie, pentru că la liturghie, așa cum am ajuns, un preot din Italia a fost prezent, Petrică, Părintele Petrică, care știa de mine, dar nu știa că am ajuns la nivelul acesta cu atât de multe lecții. Domn profesor, să vă spun pe cea dreaptă. Eu de 5 ani sunt în Italia, la Perugia, parcă, și știam de dumneavoastră, am dat like și share când au apărut lecțiile dumneavoastră, dar n-am știut să mă uit acolo, nu știam exact. Și am copii. Am copii care au maximă nevoie de asta. Deci din clipa asta sunt înnebunit, sigur. Am să încerc să duc asta și la în parohia mea, la nivelul episcopiei din Italia. Pentru că sunt foarte mulți români care nu știu de... știu, au auzit, dar nu știu exact conținutul locului acesta. Mulțumesc, Părinte, sărutăm la Părinte și fă asta în ideea și merg mai departe. Dacă găsești un profesor de matematică, bine ar fi, ca să poată traduce, să dubleze, tu, dacă ai timp, Părinte, și limba, sigur că o să stăpânești după 5 ani de zile, încearcă să dublezi acolo filmele astea. Iată, să începem cu așa ceva. Este super, este super. Deci, probabil că o să mă găsesc în continuare să stau de vorbă cu Părintele. Mi-a promis că o să mai ajung, o să ajung mai stăr câteva săptămâni, parcă, sau două, nu știu exact. Este prima duminică când am sosit aici la biserica asta unde merg eu. Dar să mă întorc acum. Să mă întorc și să continui lecția. Deci ce am vrut să punctez? Că există posibilitatea dublării. Iar eu am rugat-o pe Ana. Ana, te rog încă o dată, din suflet te rog. Vezi? Sunt solicitări. N-ai ce face. Cu mami sau cu tate, amândoi, când găsesc o fereastră, faceți o lecție în varianta voastră după ce ați urmărit filmul cu Bubu. Dacă faceți dublarea, cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Sigur, voi puteți fi originalul urmărind axul principal al lecției mele, da? Puteți îmbogăți. Sigur că dacă imaginația voastră, Adi și tu, Aura, folosind-o și pe Ana în dialog acolo, poți să iei lecții spectaculoase, frumoase cum se poate. După ce Ana a ajuns la perfecțiunea de a fi văzut lecția lui Bubu și ea își face fișa singură, îți dai seama câtă bucurie ca să puteți face filmul acestui lucru. Și tu, Cristi, tot atât de bine poți să faci. Maria vorbește atât de bine engleză, tu știi, tu ai și darul ăsta, mă ștenim pe mine și eu sper ca să faci asta, Cristi. Te rog tare mult că e mare nevoie, iată, sunt mesaje. Tu ai citit mesajul. Eu, nu știi bine, numai
ceea ce am citit acolo, dar pe fugă. Tu ești cel care le vezi și te-ai înțeles foarte bine. Mergem mai departe. Așadar, 3 plus, 4 plus 4 egal cu 8. Scriem simbolul 4 plus 4. Da? Lasă un pic distanță ca asta să însemne, să vede că același număr e și așa. Da? Este egal cu 8. 4 plus 4 egal cu 8. Da? Dacă îi mai schimb, îi schimb degeaba de data asta. N-am nicio, nu e nicio afacere. Că tot 4 plus 4 face tot 8. Și acum, 4 ce am zis eu aici, da. 4 minus 4 e, adică nu, 4, 8 minus 4 trebuie să fac, da? 8 minus 4 egal cu 4. Adică din 8 scade una din ele, rămâne componenta asta. 8 minus 4 egal cu 4. Ce aș mai putea aici? Nu mai am, pentru că nu sunt diferite ca să pot să fac povestea aceea. Despre faptul că 3 plus 5, 5 plus 3, am vorbit de comutativitate. Acum nu mai pot continua. Deci am oprit discuția aici. Despre cifra 8. Mai reluăm o dată. Ce înseamnă 8? Încărcăm cu 8 pătrate, 8 triunghiuri echilaterale, 8 cerculețe, 8 liniuțe, 8 segmente puse unul lângă altul. Da? Și cu asta avem toate cifrele reprezentate până la 9, cum ați văzut. Ce fac aici? Reprezentarea numelor pe axe de mai târziu. Dar cum o putem pune? Ne jucăm tot. Suntem în etapa când ne jucăm. Că vrem să vizualizăm cifrele astea cât mai corect, mai clar. 8-ul, da? 5-ul și cu 3. 5 și 3. Și mai departe. Ei, aici insist foarte mult. Când zic 5 plus 3, da? 5 și plus 3, copilul începe, zice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu! Nu! Trebuie ca perechea asta, 5 și 3, să se instaleze la el. 5-ul, nu mai numărăm din nu știu câte ori 5-ul. Pe 5-ul sunt 5 degete la mână. Deodată zicem 5. Și după ce pune lângă el chiar pe 1, 5 plus 1, nu spune că 5 plus 1, 6 se numere mai departe. Nu. El începe 1, 2, 3, 4, 5 și cu 1, 6. Acum insistați voi. Dar ce rost are? Pierdem timpul. Pierdem timpul. 5-ul este deja. Urmează încă 1, 6. 5 este deja, încă 2, 7. 5 este deja, încă 3, 8. Da? Deci, aici trebuie insistat. Mergem cu... și nu numărăm la capăt toată mulțimea. Adică, concret, creați aici 7 plus 1 egal cu 8. Și cât face 7 plus 1? Păi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu! Nu! 7, că de-aia am subliniat 7, la care am mai pus pe 1 și este deodată 8, da? 7 deja, frate. Și încă 1 după 7 vine încă un segment după 7, încă un segment care înseamnă 8. E, asta e foarte important. Foarte important. Și din lecția de la cifra 8, ce trebuie să reținem în continuare? Să reținem că am și șansa scăderii. Mergem în paralel. Deci noutatea este asta pentru cifra 8. La 7 n-am discutat. Mergând acum pe drum, mi-am zis, hai să mergem în paralel și cu scăderea. Că ce bine e. Ca fișa lui când și-o completează. Proiectul. Așa cum spune Ana și cu... Ana și Victor, acum și Victor începe să fac și el proiecte. Victor este mai pomenit așa. La 2 ani și jumătate face proiecte și am despre el niște lucruri care vor rămâne definitiv în minte. L-avea câte un an și jumătate și avea Suzeta în guriță și îl tot certam. Eram aici, în România, făceam videoconferință și el dădea să ducă Suzeta la guriță și eu spune, nu. Băi, s-a uitat la mine, a început să plângă. La 2 săptămâni facem din nou videoconferință și zice,
fiica mea, ora, îi zice, hai, hai că vine Pupuș cu Mimi, hai te rog frumos, hai, să dăm drumul. El, Bubu da, nu, Mimi da, Bubu nu. Deci, când au văzut, să zis că așa, întors pantă și a zis doar așa, din mers, cu torcând, și Mimi da, Bubu nu. Deci nu m-a uitat. A doua chestiune care iarăși mi-a rămas, acolo în sfârșit la vila lor, el avea o mașinuță afară și, mă rog, Aura a insistat, spunea, să nu cumva, să nu te văd cât te dai cum împingi mașinuța să cazi cumva pe aici, să nu te văd. Dar era ușa deschisă, ca să poată să vadă pe așa, să te ușa deschisă. Să nu te văd, dar el spune, închide ușa. Dacă tu să nu vezi, e super, băi, chestia alea, închide ușa. Și a treia asta, acum, am avut o discuție și spuneam ceva, el merge de o săptămână și și spuneam, nu mai plângi la credință. Ascultă, e adevărat că Victor a crescut mare și nu mai plânge la credință? Victor, îmi promiți? Am de făcut proiect. Deci, cine convine, nu discute. Făcea și el și circuleți acum. Am de făcut proiect. Așadar, continui și eu lecția mea superbă. Reacții de acestea spontane sunt... Îți merg la suflet, nu le poți uita. Așadar, despre cifra 8 v-am povestit aici. Așa trebuie să arate fișa pentru cifra 8. Exact cum am desenat-o. Aici, cum am făcut eu aici, așa trebuie să facă. Când ajunge și o face perfect el, fără să mai folosească, să spunem, filmulețul meu, înseamnă că a înțeles foarte bine lucrurile. Pentru cifra 8. Mergem mai departe și să vedem, să atactăm cifra. Ia să vedem cât timp mai avem. Cifra 8 s-au dus 46 de minute. Pentru asta am să fac al doilea fișier. Deci opresc așa.